Bună seara, stimați televizori. Bună seara, domnilor. Bună seara, domnilor. Suntem din nou împreună cu dumneavoastră aici la televiziunea care urmăriți cu drag, Alba Carolina, și vrem ca și în această seară să vedem o doză de educație, să spunem așa, un nou nivel la care putem să ne inspirăm și putem să înțelegem lucrurile efectiv, apoi să le aplicăm în viața de zi cu zi, fiecare în sferele de activitate care le desfășoară. Și pentru că știți foarte bine, nu-mi place să duc vorba prea mult și vreau ca cel mai mult timp să-l aloc invitațiilor, doresc să și introduc invitații mei și spunem bună seara domnului Cristi Tota Stoica. Bună seara, Ciprian Titi Stoica, deputat AUR de Timiș, și vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Și domnul Mircea Trifu, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație și stați lângă televizor, o să ascultați niște lucruri deosebit de interesante, fiindcă avem astăzi un coleg pe care vă las să-l cunoașteți deosebit. Păi dacă tot așa, vă rog să-l și prezentați, pentru că îl cunoașteți mult mai bine și... Eu tot ce pot să spun este că acțiunile din ultimele zile de la Alba Iulia au fost coordonate, să zic așa, și în mare parte chiar de către domnul Titi și ceea ce o să vedeți și în zilele care urmează, acest protest maraton care a început duminică, se va concretiza cu câteva rezultate și soluții atunci când vezi un om inimos care își acordă timpul pentru interesul național, pentru interesul oamenilor, chiar de aici, de la noi, din zonă, din județ, atât din Sebeș, cât și din Alba Iulia. Nu rămâne decât să te pleci și să mulțumești. Prezentările sunt de prisos, pentru că faptele omului fac să valoreze și dacă reușește să dea semnificație acestor câteva zile, acestor câteva momente din viața dânsului aici, la Alba Iulia, rămâne doar să-i fim recunoscători. Cu ce ocazie? La noi? Cu ce ocazie? Am venit să încercăm și să rezolvăm o problemă pe care mulți ne-au semnalat-o. Le mulțumesc colegilor mei din Alba care m-au adoptat printre ei, la fel ca și cei de la Hunedoara și de la Caraș. Și bineînțeles, nu mai spun de cei ai mei din Timiș. M-am simțit foarte bine aici și am văzut că sunt câteva probleme legate de mediu, legate de aurul verde, așa cum bine ați spus. Și încercăm să găsim soluții, pentru că toți ne cer să facem asta, chiar dacă suntem un partid de opoziție, chiar dacă avem doar 10% în Parlament, avem datoria să încercăm că se poate, să venim cu o soluție echilibrată, cu o soluție bazată pe propuneri concrete. Și atunci, protestul de duminică din fața celor două companii austriece, care sunt beneficiare nete ale aurului nostru verde, ale pădurilor României, a fost doar un strigă de ajutor și am tras un puternic semnal de alarmă către toți cei din România, urmând ca să continuăm, așa cum am și făcut de altfel, să rugăm autoritățile competente să efectueze controle și să implementăm astfel, cu consecvență și cu regularitate, soluții care să ducă la stoparea acestui fenomen. Da, într-adevăr, furtul începe de acolo, din pădure. Și de acolo o să vedem ce soluții am putea implementa. Poate camere de luat vedere la ieșirea din fondul forestier, poate o prezență mai numeroasă a celor din, a silvicultorilor la controale a gărzii forestiere, care astăzi mi-au spus, de exemplu, că se confruntă cu o lipsă de personal. Pe mine mă interesează să aflu de la firul ierbii și din partea autorităților, care ar trebui
să controleze și să diminueze acest fenomen de furt de lemn, ce probleme au și ce ar trebui modificat, ce ar trebui legiferat sau poate ce ar trebui adus în atenția miniștrilor de resort. Asta am făcut și vom continua să facem. Sunt mai bine de 30 de ore de când eu alături de colegii mei am stat la ambele companii. Astăzi am fost la sediul poliției Sebeș, ni s-au alăturat cei de la Garda Forestieră, ulterior și cei de la ISCTR și astfel împreună am reușit să identificăm câteva transporturi de lemn ce inițial ni s-au părut suspecte, am avut suspiciuni rezonabile de supratonaj, de volume mai mari decât cele din avize, de avize expirate și așa mai departe. O să intrăm, dacă doriți, mai târziu și mai pe larg în toate aceste aspecte. Urmează ca mâine să primim rezultatele controlului efectuat de Garda Forestieră la cele două companii și să tragem niște concluzii și din aceste documente. Încă mai sunt câteva semne de întrebare pe care va trebui să le lămurim cu miniștrii de resort, ministrul transporturilor referitor la ISCTR, ministrul mediului, apelor și pădurilor referitor la cei de la Garda Forestieră și cu domnul ministru plagiator Bode referitor la acțiunile poliției, atât rutiere cât și cele naționale. După ce vor fi lămurite și aceste aspecte, vom prezenta o sinteză și măsuri concrete și clare care să poată duce la eficientizarea acestei lupte împotriva furtului de lemn, a transporturilor ilegale și, bineînțeles, a unor profituri frauduloase rezultate din beneficiul acestui lemn furat. Este foarte, foarte mult de întrebat aici, pentru că, exact cum spuneți dumneavoastră, deja mi-am cules o grămadă de întrebări numai din ce ați spus dumneavoastră. Nici nu știu cum să începem. Te luăm din pădure la fabrică sau de la fabrică la pădure? Nu. Să luăm un lucru de principiu. În acest domeniu, faptul că se tot zvonește că se fură lemn, nu știu mai ce, pe acest fond s-au cheltuit o grămadă de bani, s-au făcut Garda Forestieră un alt oficiu, chiar asta era una dintre întrebări, oare e funcțională, nu e funcțională, neputincioși, ce se întâmplă. Au făcut iarăși altă tipologie și formularistică de avize de transport și nu știu ce. Au făcut soft, nu știu de care, trebuie să înscrii mașina, nu știu cât timp, că altfel nu poți și... pentru ce toate lucrurile astea, dacă tot furtul merge în continuare? Adică pentru cine? Adică vreau să întreb chiar și este o întrebare așa, poate nepotrivită pentru TV, adică pentru proști? Nu, e o celebră, mă rog, replică ajunsă pe toate televiziune, fă-te că lucrezi. Exact asta se întâmplă în linii mari, acum fără să generalizez. Aceste soluții aplicate acum, la acest moment, sunt destul de alambicate și de complicate tocmai pentru a da celor care încalcă legea, nu știu, mulți sau puțini, rămâne să stabilim în urma acestei analize, căi de scăpare. Asta cât se poate de simplu și de clar. În al doilea rând, dacă e pe de o parte să-i ascultăm și chiar cu drag am ascultat și cu multă empatie și m-am pus la dispoziția domnilor lor, cu modificările pe care le-au cerut, ne spun că este o lipsă de personal. Și în ceea ce privește două autorități, Garda Forestieră și ISCTR, avem o mare problemă, fiindcă aceste instituții nu au permanență, adică nu au permanență pe timp de noapte, în weekenduri. Da, fac acțiuni tematice din când în când, și în weekend, și pe timp de noapte, dar nu cu regularitate. Și atunci, poliția română se trezește singură, nu că e de plâng, fiindcă au soluții, doar că, pe de-o parte, poate înțeleg. Și o să vă dau un mic exemplu. Orice polițist care
are indicii rezonabile că un transport, indiferent că vorbim de lemn sau de orice altceva, este peste masa legală admisă, da? Îl poate opri și dacă se întâmplă, poate să imobilizeze vehiculul până la sosirea celor de la ISCTR, adică în dimineața zilei următoare. De exemplu, dacă se întâmplă acum la ora asta, vor trebui să țină minim 12 ore un autovehicul imobilizat și pe șoferul acestuia ținut pe loc până când cei de la ISCTR vor veni în control. Pe de o parte eu înțeleg, fiindcă e inuman să ții pe cineva 12 ore doar pentru o prezumție de vinovăție. În epoca în care trăim, când am putea să avem cântare disponibilă la fiecare intrare și ieșire din județ, pe autostrăzi, pe drumuri naționale, pe unde se știe că se tranzitează, poate chiar pe drumuri județene, dacă vorbim de cele care sunt apropiate, mă rog, ocoalele silvice, zonelor de unde se vine cu lemn, asta ca să vorbim strict despre transportul de masă lemnoasă. Soluții s-ar găsi. Doar vreau să întreb, întrerup așa, vă rog, chiar poliția să nu știe traseele, pentru că sunt niște puncte strategice unde sunt, unde se adună, unde vine lemn, adică ca și musca la gunoi, să nu zic altfel, da? Adică sunt niște trasee, sunt niște străzi, șosele care nu pot fi, până la urmă se strâng undeva în aproape de, nu știu, avem aici Sebeșul, mai avem, nu știu unde, Sfântul Gheorghe dacă mai este și nu mai știu unde Rădăuț dacă mai este. Rădăuț sunt și pe lângă Reghin, sunt mai așa, păi nu sunt, 5, 7, 10, cât e la o mână, adică... Aici gând la gând cu bucurie, exact asta a fost și gândirea mea. Nu trebuie să fii super profesionist să înțelegi niște lucruri. Când știi că ai 10-12 locuri în țara asta unde vin o bună parte din transporturile de lemn, stați că mai avem și portul Constanța. Să nu uităm, astăzi am aflat chiar de la cei de la Garda Forestieră, de la polițiști, de la alți cetățeni cu care am discutat și acolo e o mare problemă care trebuie aprofundată. Când știi că vin în aceste locuri, în apropierea lor s-ar putea permanentiza acțiuni de control. Exact asta încercăm să facem. Dar să aducem autoritățile să lucreze împreună. Însă ce am văzut eu astăzi, am văzut teamă, am văzut resemnare și am văzut apatie. Din partea cui? Din partea celor cu care am avut eu astăzi contact. Fiindcă aceste adică companii sunt un colos. Așa. Toate cele trei. Poliție, așa, Gardă Forestieră, ISCTR. Cu toate că ei încearcă să-și facă treaba cât se poate de bine. Când este vorba de a ținti către acești coloși a face acțiuni care să le perturbe sau, mă rog, să le afecteze oarecum activitatea, se pare că este o reținere. Hai, ca să nu-i spun teamă că poate e prea dur cuvântul, dar este o reținere. Au o rezervă. Consemn, parole, ce să aibă? Nu, pur și simplu stăteam, să vă dau un exemplu, când au apărut cei de la ISCTR, era un camion în parcare care trebuia dus, fiindcă am aflat și eu că este cel puțin doar un loc aici, undeva pe autostrada A10, un loc omologat, autorizat, unde se poate efectua cântărirea. Și atunci trebuie luat acest camion sau autovehicul, dar în cazul nostru camionul cu lemne, dus acolo și cântărit. E, aflându-se pe o proprietate privată, se punea întrebarea dacă au voie sau n-au voie. Și noi stăteam în frică. Omologat, cum a fost omologat? Poftim? Dacă a fost omologat acel loc. Nu, nu, nu. Locul de unde să ia camionul să-l ducă spre locul de cântărire. Am înțeles. Că tu prinzi, cum ați spus și dumneavoastră, acest camion într-un loc. Dar tu nu-l poți cântări acolo. Tu trebuie să-l duci pe A10 la kilometru, am uitat care. Cu escorta poliției. Să-l cântărești acolo, fiindcă acolo este un loc omologat de către cei de la CNAIR. Aici o să avem o discuție cu cei de la CNAIR și cu domnul ministru al transporturilor, să vedem, trebuie să optimizăm chestiunea aceasta, fiindcă, din punctul meu de vedere, este consumatoare de timp. Am pierdut acest timp de 15-20 de minute fără să ni se comunice. A trebuit să mă duc eu, pierzându-mă oarecum puțin răbdare, să întreb, domne, aveți o rezoluție? Ce facem? Că stăm 10 oameni în frig,
4 polițiști, 3 de la garda forestieră, colegii mei, șoferul și un reprezentant al companiei care zicea, domne, noi am vrea să-l băgăm pe rampă, că l-a descărcat. Ce faceți? Să ne spună că e la latitudinea poliției. Dacă poliția poate să le ia de acolo și să le scorteze, el cântăresc. Dar e, păi și-a zis, domne, ce ne-a zis așa, că e simplu. A stat 15 minute în mașină ca să aflăm o rezoluție de la dumneavoastră. Erau pe telefon, nu știu exact ce făceau. De aceea am simțit că este așa o rezervă. Am ajuns acolo, am mai pierdut, cred că jumătate de oră sau 40 de minute, am documentat live pe o rețea de socializare acest aspect și am observat că ne-a luat și acolo vreo 40 de minute. Într-adevăr, a fost și vremea rea de afară, am înțeles că bateriile de la acel cântar pe temperaturi scăzute cedează, au fost schimbate, rectificate, am încercat de mai multe ori, într-un final am reușit, s-a dovedit că suspiciunea noastră s-a adeverit, avea 45 de tone și puțin față de limita admisă, 40 maxim, 42 așa cu îngăduință, am înțeles că se acceptă. Și s-au, mă rog, luat măsurile legale corespunzătoare. Chiar am rămas acolo o perioadă de timp și am văzut că imediat s-a și pus în legalitate acel transport. A venit un alt camion, a descărcat partea care era în plus, a fost recântărit și după aceea așa s-a reîntors de unde de fapt l-am luat. Dar mi se pare consumator de timp și trebuie cumva optimizată și poate acolo, pe spațiu public, în apropierea acestor două companii, poate găsim soluția să punem niște cântare, să nu cauzăm nimănui niciun inconvenient. Și plus, și în alte două, trei locații unde se știe că frecvent sunt transport, de exemplu, pe autostradă astăzi, stând acolo, chiar am observat și alte camioane cu lemn cu supratonaj, din punctul meu de vedere, și alte transport de materiale feroase, neferoase și alte obiecte, la fel, foarte, foarte încărcate. Doar că pierzând acest timp, cred că, să zic așa, rata de control e cam de o mașină pe oră. Plus că cei care trebuie controlați, trebuie opriți și direcționați. Se mai pierde un timp, după aceea iară pleacă mașina și iarăși vine. Deci trebuie cumva optimizat. Am văzut că în alte țări din Uniunea Europeană sunt parcări pregătite, intri prin parcare, mergi cu 5 la oră foarte puțină vreme, ești cântărit și îți continui drumul, nu pierzi foarte mult timp. Trebuie să găsim o soluție să optimizăm și mai ales să avem acest mecanism de control în apropierea companiilor care au, mă rog, beneficiază de transporturi susceptibile a fi peste tonaj. Da, este un cuvânt care se folosește și nu se folosește, să spunem așa, dar este de căpătâi, da? Exact ce a spus dumneavoastră, suspiciunile. Adică dacă ai suspiciuni, ceva este alimentat ca să-ți formezi niște suspiciuni. Așa, da? Este. Și sunt niște chestii chiar elementare, să nu spun, este sublogice, adică dacă e logică, e deja un nivel înalt. Uite, un telespectator zice, dacă ați fost duminică și ați fost anunțat din timp și tot ați prins unul cu lemn. Mai mulți. Mă rog. Stați că nu v-am povestit ce am pățit toată noaptea. Am înțeles. Dar minte când se întâmplă zi de zi, noapte de noapte. Ce se întâmplă? Adică, și măcar că aici s-au găsit niște soluții foarte simple, să spunem, cu toate că poliția pe semne, credem, că este profesionistă și își ia informații și de unde știu ei că trebuie și cred că foarte repede ar putea liniști povestea asta. Dar întrebarea mea este cât poate un om din care este angajat la stat, să spunem, un funcționar public sau ce-o fi, să poate să-și facă treaba după conștiința lui? Că până la urmă aici e problema. Și aici este problema, într-adevăr, aici, cum am spus, am văzut are că există... Are unele necesare, nu are unele necesare. Au. Să știți că au, eu am vorbit... Era voință? Nu era voință, e
cum v-am spus, este acea reținere. Da, este alimentată de ceva. Este alimentată de faptul că superiorilor, o bună parte, iarăși nu generalizăm, dar sunt destule cazuri în care sunt numiți pe criterii politice și nu pe criterii de competență, care vor liniște, fiindcă asta primesc ordin de la politic. Dom'le, să fie bine, să nu fie rău, să nu avem probleme. Ne facem că ne facem treaba, toată lumea e mulțumită, să nu deranjăm prea tare. Da? Cam asta a fost impresia mea după, v-am zis, 30 de ore. Ca să nu mai spun că noaptea, adică începând cu ora, cred că 10 și un sfert și până azi dimineață, la ora 7, am observat alături de colegul meu, senatorul Adrian Cătană de la Sibiu, care mi-a fost alături, vreo 17 camioane. Am țintit să vedem, să avem fiecare unul la o fabrică, unul la cealaltă, cam 10 camioane. De ce? Ca să putem spune, domne, din 10, 2, 3, 4, 5 sau niciunul au avut probleme. Hai să vedem. Și atunci, din cele 10 și din cele 7 din partea cealaltă, vreau să vă spun că am fost nevoit să sunăm la 112, cred că de 4 sau de 5 ori. Au răspuns destul de prompt cei de la poliție, dar ne-au spus, e o singură patrulă pe Sebe și încă 2-3 localități aparținătoare, nu au aceste instrumente de care ați vorbit, ISCTR, gardă forestieră specific de control, au cum să zic, au sesizat cu propriile simțuri că ceea ce noi am suspicionat se adevărește, dar din păcate s-au simțit și ei oarecum în imposibilitatea de a face ceva. Ne-au promis, în schimb, și aici am fost destul de dezamăgit, că atunci când va intra schimbul de dimineață, vor reveni la noi să-i mobilizeze acele 2-3 transporturi punctuale care erau vădit peste tonaj. Și vă dau un exemplu, un aviz cu 58 de metri cubi, clar peste tonaj, indiferent de cum am luat lucrurile. Un camion cu un aviz expirat, care și fost băgat dimineața la prima oră, între 6:30 și 7 la, pot să spun numele? La una din companiile care începe cu capa. Amândouă începe cu capa. Lemnul, așa? Nu, că cealaltă e cu HS. Da, așa. Au intrat toate camioanele pe care noi le-am sesizat a avea nereguli, au intrat în timp de 20-25 de minute. În partea cealaltă, la fel. Nu au așteptat imediat de la, cred că fără un sfert, au început rapid, fix, țintit cele pe care noi le-am anunțat poliției și au venit la fața locului și, mă rog, au cerut actele șoferilor și așa mai departe. Au fost băgate în primele 10-15 minute, punându-ne în situația de a nu îi putea sancționa în niciun fel. Păi erau deja intrați, autoritățile nu s-au ținut de cuvânt să vină la 6:30, așa cum au promis, să îi mobilizeze. Noi am zis că nu vrem să ne luăm legea în mâini și să încercăm noi să blocăm și am gândit atunci o altă măsură. Ne-am dus la Poliția Municipiului Sebeș, am rugat conducerea poliției să ne ofere concursul și să-și facă datoria. Noi atât am spus, domne, vă rugăm din tot sufletul, exact așa m-am exprimat, vă rugăm din tot sufletul să vă faceți datoria, să vă îndepliniți atribuțiile de serviciu. Dar ei nu se autosesizează. Domne, nu se auto, îi ajutăm. De aceea, hai să fim, adică să nu tot așteptăm. Dacă vedem că nu fac, haideți să încurajăm. Eu știu, poate unii au nevoie de încurajare. Așa e și într-o familie. Zis, haideți, domne, să faceți treaba. Uitați, noi suntem aici, o faceți și noi o parte din muncă, vă stăm la dispoziție. Am sunat și la cei de la Garda Forestieră. Ulterior, într-un final, am dat și de la cei de la ISCTR. Până într-un final am ajuns toate aceste autorități, așa cum v-am povestit mai devreme, cu acel camion pe, în parcarea aceea de pe A10. Am revenit la aceste fabrici
și s-a efectuat control. La una dintre ele chiar au fost deschiși și țin să le mulțumesc pe această cale, au fost de acord, ca și colegul meu, senatorul Cătană, să participe la misiunea de control a autorităților ca și observator, bineînțeles. E, de partea cealaltă, am vrut și eu și colegul meu, senator, să participăm, dar am fost refuzați, am fost puși să sunăm la secretariat și să cerem aprobarea de la doamna director, după care ni s-a spus că doamna director, de fapt, nu este aici și mă gândesc că are un înlocuitor și de acolo s-a rupt filmul, dar am zis, nu e nicio problemă, avem încredere, că deja am, cum să zic, a devenit, nu? Lucrând jumătate de zi sau mai bine, am devenit oarecum camarazi cu reprezentanții statului român până la urmă, funcționari publici și am avut încredere în ei să meargă să-și facă datoria și ulterior ne-au informat ce au făcut. Urmează mâine, eu am speranța că vom primi și niște documente, copii poate. Copii după concluziile acestor controle efectuate astăzi, pentru că ne-ar ajuta foarte tare să vedem din transporturile pe care noi le-am suspectat și nu am reușit să le dovedim ca fiind ilegale sau, cu nereguli, să vedem cum au fost ele înregistrate. E o parte importantă. Din discuții am înțeles că ar mai fi și alte probleme și pe partea de ieșire de produse din aceste companii. O să vedem poate mâine cu cei de la ANAF, cu cei de la Poliția Economică, cu alte instituții de resort, dacă ne putem lămuri ce tip de de măsuri de control se pot face pentru a vedea că sunt în regulă și, bineînțeles, de a preveni eventualele discrepanțe, nereguli din actele contabile, din, mișcările de masă lemnoasă. Acum, sincer, de-aia aștept și eu documentele ca să încerc să înțeleg exact ce se întâmplă cu materialul lemnos care intră, cum este el prelucrat, în ce măsură produsele finite care ies se regăsesc cu masa lemnoasă, fiindcă există această suspiciune că intră în aceste fabrici masă lemnoasă, fie cu volum mai mare, bineînțeles, adică cu volum mai mare, evident asta mai mare decât prevede legea, decât avizul, și avizul, da. În același timp și greutate mai mare decât masa totală admisă. Eu, din câte am înțeles, ele sunt cântărite. Acum, fiind proprietate privată, de la barieră încolo nu mai poți trece, este o distanță destul de mare și nu poți vedea exact ce procese au loc acolo, dacă sunt sau nu sunt cântărite, de aceea aștept și eu documente, copii ale documentelor de control a concluziilor și să vedem în ce măsură acest lucru este adevărat. Mai departe, eu sper să îi încurajez pe toți, pe cei din Sebeș, în primul rând, care sunt afectați de poluare și vă spun că o simt. Sincer, o simt. Am stat toată noaptea în momentul în care ieși și în special înspre orele dimineții se simte destul de pregnant poluarea. Nu mai spun că e vizibilă pe mașini dimineața. Acest lucru mi-a fost semnalat și de lucrătorii din stațiile PECO pe care le-am folosit de-a lungul nopții pentru a ne încălzi cu un ceai cald sau, toți s-au plâns că dimineața când pleacă după tura de noapte observă că sunt depuneri pe mașini. Am văzut-o și noi astăzi de dimineață. O să mai facem o încercare și în această seară. Am zis că o să lustruim jumătate de capotă, să vedem diferența până dimineață. Avem aici un telespectator și a pus o întrebare, adică de fapt o întrebare, nu e întrebare, ci este o recomandare. Da. Era exact în trendul care tocmai vreau să vă întreb eu.
domnul deputat, să treceți pe la sediul Poliției Sebeș și să vă ridicați parte din salar, dacă tot le faceți treaba. E, nu. Da, e... Nu, păi, dar nu eu spun, de aici citesc. Am înțeles. Toată poate citi chestia. Nu aș vrea să spun asta. Știți foarte bine, încă o dată îmi oferesc foarte tare de generalizare. Sunt peste tot, orice pădure are scăturile ei. Și apropo de pădure, bine ar fi să fie curățate uscăturile pentru sănătatea pădurii, dar doar uscăturile. Și la propriu și la figurat. Și la propriu și la figurat. Revenind, oamenii au fost alături... Nu, hai să luăm pe aia dreaptă, da? Vă rog. Știm că aceste două fabrici sunt în Sebeș. Da. Un compartiment al Poliției Române... Da. În Sebeș, ar trebui să facă doar chestia asta până la urmă, dacă avem interes, dacă ne interesează de țara asta. Ce se complică? Sincer vă spun, eu aș aduce că o echipă să întreb... de la nivel județean, din câte știu, județean. Cred că este o echipă care se ocupă cu genul acesta. Păi de infra... O să vedem, în zilele următoare v-am spus, luăm toate aspectele pas cu pas, acum vă spun, 30 de ore... Acum asta am făcut. Bărbătește, vă spun, îi luăm și pe ei, la rând. Am aflat, astăzi am aflat că există acest departament undeva la nivel de IPJ Alba. O să mergem și la domniile lor, să-i întrebăm, să vedem și pe ei, poate îi sprijinim, poate îi stimulăm, poate îi, mă rog, reușim să-i mobilizăm să-și facă treaba. E de dorit să vină cineva din exterior și să intervină, din punctul meu de vedere. Da, trebuie să fie o poliție la poliție, adică... Nu trebuie să fie poliție la poliție. Vă voi să intervin, rog, pică, dacă tot ați făcut apel să vorbim bărbătește. Da, chiar vreau să facem asta. Eu o să intru un pic mai frontal în discuția asta. Ideea este că noi suntem asupriți, domnule. Deci ne ferim de discuția asta foarte clară. În momentul de față, chiar urmărind dialogul, și experiența pe care colegii mei au avut-o, ne arată foarte clar că lucrurile, cum spunea domnul Terheș, m-a impresionat ieri o expresie folosită de dânsul, cât de ușor ajunge lemnul din România în spațiu Schengen. Exact. Și pe bună dreptate, ai acuzat pe cei din instituțiile românești care își fac datoria, nu mi se pare neapărat o soluție, fiindcă, de fapt, toată treaba asta e coordonată din afara țării. Da. Este categoric clar că acești oameni care se duc la servici și despre care domnul deputat spunea vizibil că suntem oameni, nu? Suntem emoționali și simțim când cineva are o reticență, când cineva ar vrea să facă și nu vă ascund faptul că și duminică, în timpul protestelor, unii din ofițerii jandarmerie, unii din oamenii prezenți acolo, ne încurajau să facem asta. Fiindcă toți știm... A ajuns cu sutul la uz, nu? Deci toți știm că nu-i cinstit ce se întâmplă cu România. Cu România. Da, dar România ce e? Stat fără căi? Faptul că decidenții, adică cei care guvernează de peste 30 de ani, oamenii aceștia care se rotesc în funcții, au hotărât să vândă țara asta altor străini, pe nimic, pentru interesele lor obscure și personale, în țara noastră de 2000 de ani avem trădători, avem vânzători. Dramatic îi să-i menținem acolo. Pentru că ăștia de afară care sunt foarte vicleni și șmecheri și nu-și urmăresc până la urmă decât un interes economic. Pentru că noi vrem sau nu, ne place sau nu cuvântul ăsta război. Războiul ăsta militar este ceva ce nu-și dorește nimeni. Dar noi trăim într-un oarecare război economic. E mult spus război, dar o confruntare economică între aceste entități economice care sunt țările din spațiul Schengen, să zicem, da? Noi nu suntem în spațiul Schengen. Ne confruntăm cu interesul unei țări din spațiul Schengen care vrea să ia de la noi pe cât mai ieftin, deci scurt, orice om de business asta vrea să cumpere cât mai ieftin și atunci pune presiune evident pe decidenții lor politici ca să aducă țara vecină, adică pe noi, într-o situație în care să poată cumpăra pe nimic dacă se poate. Noi nu putem decât să constatăm că pentru prima dată se încheagă și se leagă o formațiune politică cu oameni de o anumită, să zic, care au o anumită vână, care sunt dispuși să stea, domne, noaptea. Cum stă domnul Titi să păzească zile aici ca să tragem niște concluzii și totodată să venim cu niște soluții pe care dânsul le spunea
ce trebuie făcut în așa fel încât să determinăm noi, oamenii din instituții, să nu mai aibă ce să facă, chiar dacă șefii lor le ordonă să nu-și facă datoria, să-și facă datoria. Exact. Și eu o să vă dau un exemplu din altă... Asta era și întrebarea atunci, da. Exact asta vă spunea, pornind de la acele camere de luat vederi care ar putea să-i pună în fața unui fapt împlinit deja, pentru că nu mai pot să spună, domnule, eu nu pot să te controlez, că există o probă împotriva mea dacă nu o fac. Deci este inadmisibil. Adică se vede clar că este de rea credință această lipsă de acțiune în ceea ce privește montarea de... cântare și obstrucționarea cântăririi acestor mașini care în fond și la urmă, în primul rând, duc la distrugerea infrastructurii, care și așa știm cu toții cum e colateral. Și cât costă. Pierderi colaterale, da. Culmea că ni se și reproșează de către așa zisele mari puteri că nu avem infrastructură pe care tot ei ne-o distrug acceptând cu ochii închiși ca să cărăm pe șoselele țării transporturi cu peste 20 de tone, fiindcă pe drumurile comunale nici nu ai ce să cauți cu mai mult de 10 tone sau 12, nu știu exact, pe osie. Ori cu tot cu mașină. Ori când ieși în drumul național sau pe autostradă, cum spunea, maxim 40 de tone cu tot cu mașină. Nu? Asta duce la distrugerea drumului și vă spun ca și inginer de drumuri. Până la urmă ne costă mult mai mult să refacem infrastructura din cauza acestor lucruri. Ori să nu fii în stare să montezi când ai 3, 4, 5 entități din astea care toacă lemnul sau îl transformă în cherestea, să montezi în apropierea lor niște cântare pe un spațiu public, să fii nevoit să te duci nu știu unde, să te deplasezi, este o bătaie de joc, adică da, se vede clar reaua credință. Dar nici nu trebuie chestia asta, pentru că știu din câte știu eu, chiar și firmele care vând lemnul respectivelor ăsta, au biroul lor lângă acel cântar care intră în asta și în momentul când un camion se cântărește, ăsta e de-a meu și își notează cât are, pentru că el trebuie să... Haideți să vă dau... El trebuie să-și facă socoteala, cât a plecat, cât a venit și un să... breaking news, nu există așa ceva. Contractele, cel puțin, asta e până la proba contrarie, dar asta am auzit-o de la șofer de camion, așa, de la polițiști, de la garda forestieră, de la reprezentanți, se pare că aceste contracte pe care aceste companii le încheie sunt la discreția lor. Adică ei stabilesc ce calitate de lemn ai adus, în cazul uneia dintre ele, că la cealaltă nu prea contează, care este cantitatea, da? Unilateral. Ei stabilesc calitatea și cantitatea. Bun, eu privat. Da. Trimit un camion. Pe avizii 50, cât a zis dumneavoastră, și în camion sunt 150. Ei stabilesc, v-am zis, unilateral. Aici eu... Păi da, dar nu înseamnă... Știu, pare șocant dacă și dacă se dovedește adevărat. Da. Îmi scrie cât e pe aviz și eu cât i-am trimis scrie... mai mult, trebuie deci, să nu-mi plătească este, cumva, nu? Este o situație ca la șah. Te aduce în adică suntem aduși în situația că oricum am muta, noi românii mutăm greșit, pentru că aici s-a ajuns. Evident, înseamnă că lipsește neuron și... undeva, nu există. Stați un pic că asta nu-i tot, dar o să vă spun după. Da, deci asta vreau să vă zic practic, așa cum spunea și domnul deputat și așa cum spun manualele, începând de la facultatea de silvicultură și până la întocmirea acelor proiecte, ca să le spun așa, de amenajamente silvice, cum sunt ele numite în termen de specialitate, pădurea trebuie întreținută, uscăturile trebuie tăiate. Mai mult decât atâta, în momentul în care se concesionează pentru tăiere sau se duce un tăietor din ăsta de lemne la o licitație și câștigă... Pădurea, înainte de tăiere, da. Da. Trebuie făcute ulterior niște, în funcție de ce lemn crește acolo, trebuie făcute niște lucrări de rărire, niște lucrări de întreținere. Despre exemplu, la FAG, dacă știți, fagul se mulțește prin sămânțe, el nu are nevoie de plantare. Da? Se taie, după cum ați văzut câteodată, în majoritatea cazurilor la ras și cel care vinde lemnul, proprietarul, respectiv ocolul silvic, e obligat să păstreze o sumă de bani într-un cont pe care să-i folosească la lucrările de rănire și întreținere. Ori tocmai ați auzit că nu mai există personal pentru asta. Dacă în perioada dinainte de 90 lucrurile astea cât de cât se mai făceau, acum se exploatează pădurea, după care nu se mai fac aceste lucruri obligatorii, respectiv aceste răriri și toate lucrurile prevăzute în
ca și obligații pentru proprietarul care a vândut pădurea și atunci evident că se ajunge la distrugere sau la un tufăriș din ăsta, cum e el numit, care nu mai poate fi exploatat și care nu se mai regenerează în sute de ani. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ele, lemnul acesta trebuind, fiind cumva necesar să îl exploatezi din pădure, tu ajungi în situația nemai fiind decât 3 sau 4 entități economice, adică eu sunt obligat numai ție să ți-l vând. Mi-l cumperi odată la prețul la care vrei, că e un monopol, și doi, faci ce vrei cu mine, pentru că eu practic îți la mâna ta. Nu am altă alternativă. Și de aici această rețea de-a dreptul nocivă, începând de la guvernanții, cum v-am zis, corupți, care ajung să determine soarta pădurilor românești de peste 30 de ani, și până la omul care undeva într-un la ISCTR sau în cadrul poliției nu face decât să-și facă datoria și mereu oarecum să se uite în sus, că cineva l-a numit în funcția aia. Deci noi suntem cumva victimele acestui tip de sistem care a ajuns să sufoce. Ori soluția pe care o văd eu și pe care consider că o deținem toți, fiecare dintre noi, este, așa cum spune și denumirea partidului nostru, unirea tuturor românilor, fiindcă doar realizând, și asta încearcă Aurul să facă în ultima perioadă mai intens, începând de la boicotarea acestor companii, de a înțelege și de a nu ne mai lăsa păcăliți că noi suntem vinovați în fața Occidentului și trebuie să facem anumite lucruri, în schimb să ni se pună tot felul de reguli și când îi să fim prieteni, ați văzut, s-a întâmplat că ne-au ținut la, în afara jocului. Și atunci, doar printr-o unire, printr-o determinare, printr-o implicare a fiecăruia dintre noi și o înțelegere, aș spune, a fenomenului ăsta de politică globală și crezând, iubind patria, aveam ieri o discuție cu cineva și mi-a explicat, dom'le, uite, eu aș veni în Aur, dar, zice, am anumite reticențe, zic, bă, tu simți că ții la țara asta, că-ți iubești cu orice preț, ai sentimentul ăsta. Bă, zice, nu știu că eu am fost și în Occident și parcă acolo e mai... Zic, atunci n-ai ce căuta dacă tu nu simți, pentru că aici trebuie să simți. Așa. Patriotismul ăsta și să înțelegi faptul că pentru ca să existăm, cel puțin în ultimele 200 de ani, ca să nu intrăm în istoria profundă, că după aceea sună tot felul de istorici din ăștia specializați în a critica pe cei care își iubesc patria, în ultimele 200 de ani au murit câteva sute de mii de moși și strămoși pentru România. Unii dintre ei chiar de-ai noștri, de aici de la masă. Și atunci, în sensul ăsta, ar trebui să ne dăm seama că în această concurență între țări, economică până la urmă, trebuie să stai în picioare și să joci tare la masă, pentru că altfel ajungi să fii ținut la colț și să fii batjocorit în felul ăsta. Noi nu mai avem voie să tolerăm acțiunile astea antiromânești pe care statul, nu numai austriac, și alte state, că în spate la povestea asta probabil o să aflați că și alte state. Pe nu cred că Austria au luat de una singură această decizie și a asumat-o. Nu cred că nu i-o strecurat în urechi și că acolo nu e un joc mai mare, pentru că interesul de a lua pe nimic bunurile României nu le aparține numai austriecilor. Tot ce înseamnă de la aur, păduri, petrol, cum spunea președintele nostru George Simion, și toate zăcămintele se duc pe nimic. Și oamenii ăștia tolerează fantastic. E foarte ușor să ne certe cineva de afară, bă, n-ați fost, sunteți corupți, sunteți nenorociți, poliția nu-și face datoria și în timpul ăla să cumpere pe nimic și să scoată. Ați văzut, cum o să vedeți și în continuare, prezentate fapte la zi, care se întâmplă și în moment ce noi stăm aici și suntem anchilozați pentru că, bineînțeles, nu suntem lăsați să facem... Stați că acum vine partea frumoasă, după vorbele astea de îmbărbătare pentru privitori, în primul rând, de implicare, până la urmă, asta ne dorim, ca fiecare să implice, e nevoie de toți și fiecare trebuie să contribuie atât cât poate și cât, mă rog, îi permite timpul și capacitatea lui de a face unele lucruri. Partea frumoasă, ca să continui, da, este faptul că ați spus dumneavoastră că ce se întâmplă dacă sunt mai mulți. Conform legii, în timp de 15 zile, dacă aceste companii constată că
au primit de la un, mă rog, client mai mult decât este pe aviz, notifică direcția silvică că o anumită cantitate și o pun la dispoziția direcției silvice. Aici vine frumusețea. Ghiciți unde este depozitul direcției silvice? La el în curte. La companie în curte. Și ghiciți cine, în proporție de aproape 90 sau 95%, ulterior când direcția silvică scoate acest lemn spre valorificare la licitație, cine, în proporție de 90 sau 95% este beneficiar? Trebuie să fie eficient la transport. Da? Cred că acest lucru, dacă, bineînțeles, dacă se dovedește adevărat, asta e pe față. Așa, coroborat cu faptul că ne ia o oră, sau mai bine de o oră, ca să putem verifica un camion. Este o picătură în mare. Fără această eficiență, fără a simplifica lucrurile, fără a debirocratiza aceste instituții anchilozate în vremuri de mult uitate. Deci e căpușală pe față. Și fără a le face să lucreze așa, fiindcă ele sunt trei ministere cu trei conduceri diferite, da, care unele cu altele nu au protocol de colaborare, nu există proceduri clare pe care fiecare lucrător să le urmeze, fiindcă aici apare, în momentul care, așa asta am văzut, se confruntă cu o situație puțin mai deosebită față de normalul activității pe care o au de zi cu zi, aici intervine. Stai să nu fac ceva cumva să greșesc, stai să mai sun un șef, stai să o mai învârt și pe o parte și pe alta, stai să văd cum să fac eu să fie cât mai bine pentru toată lumea. Nu, da. Nu mai trebuie să gândești așa. Te uiți, aplici legea în litera și spiritul ei și ai încheiat. Și dacă ar avea niște proceduri simple. Exact, asta este, da. Dacă ar avea instructaj făcut. Exact. Training, pentru da? Că periodic. Zilnic se lovesc de ele. Nu poți să fii, băi, nu e unicat. Păi eu am rămas șocat. La un unicat sunt șeful, dar dacă e zilnic, ai o procedură, gata. Stați puțin, că eu am rămas șocat, că v-am spus de-a lungul nopții, n-am ajuns să vă spun. Așa vreau. De la 10 până dimineața, am sunat de mai multe ori, au venit de mai multe ori și am tot încercat să le spun, domnule, aveți posibilitatea să îi mobilizați. El oricum nu pleacă niciunde și ei mi-au spus, domnule, oricum nu merge niciunde, că numai la 7 îl primește. Bun, dacă îl primește, de ce nu mai ții un pic să-l cântărim, să ne dumirim? V-am zis, asta e o chestiune care chiar m-a deranjat, faptul că au promis că vin la 6:30 și au mai făcut, au venit fix în momentul în care au intrat ultimul și s-a închis, deci, bariera. Bun. Alimentează suspiciunile, da? Așa, alimentează, dar nu știau chestiunea asta. Pe când, de exemplu, am sunat astăzi un polițist pe care îl cunosc, pe care îl respect, l-am văzut destul de prezent și pe rețele sociale și l-am întrebat, domnule, fără să-i spun despre ce e vorba. Și-ți vorba aia, dom'le, tu dacă ți se întâmplă asta, ce faci? Exact. Mă duc la, păi și dacă n-ai SCT, nicio problemă, dacă am suspiciuni vădite că da, așa e, îl imobilizez, îl duc într-un loc sigur, mă asigur că e în regulă și asta e. Dimineața la prima oră, când instituția ISCTR își face apariția la program, le comunic și rog cu celeritate să efectuez acest ca să nu produc mai multe inconveniențe decât deși deja am făcut-o. ISCTR nu poate în zonele de hai să spunem, de criză, de lucrurile acute, în zona acută și aici își fac da. Deci orice companie, chiar și privată, are un dispecerat până la urmă. Încercați și temă de casă. Păi și pentru ce care încerc, ne urmăresc, sunați la nume, au toți majoritatea au numere de mobil, sunați, nu răspund niciodată sau foarte, foarte greu, sun la București, după aceea cei de acolo îi sună și eventual te sună ei înapoi. Este un lucru care ar trebui să înceteze, aș vrea să fie un dispecerat și cum sunt ele împărțite pe, au inspectorate teritoriale, da? Cluj, de exemplu, cel de aici, de la Alba, ține de Cluj, da? Cum avem la Timiș, au mai multe județe arondate. Măcar aici, la nivel de inspectorat teritorial, să ai un departament
pentru aceste situații de permanență, da, să ai un despecerat, un echipaj mobil, că ați văzut, merg frumos, asta e. Pe timp de noapte și în weekend, drumurile, chiar dacă acoperă 3-4 județe, n-or fi sute de cazuri să nu facă față, dar iarăși trebuie simplificat asta, dar până ajungem acolo, măcar acest lucru să se întâmple. E adevărat, trebuie văzut și schema de personal, că fiecare instituție care am stat astăzi de vorbă se plânge de lipsă acută de personal. Mai ales că trebuie și personal, hai să nu spunem calificat, dar cel puțin vertical, cel puțin. Și asta și calificat și profesioniști. Care iubesc țara, că până la urmă aici e... Nu, și asta, își iubesc țara, dar în primul rând ar trebui să-și iubească măcar profesia. Și să o respecte și să respecte legea, să o aplice. Merg mână în mână. Merg mână în mână pentru cei care o simt cu adevărat. Pentru alții trebuie încurajați și asta trebuie să facă și cetățenii. Uite, eu aș încuraja pe cei din Sebeș, mai ales cei care foarte mult s-au arătat deranjați. V-am spus, în locurile acestea publice unde am stat de vorbă cu oamenii, mi-au spus, domne, rufele smurdare, mașinile, ne doare gâtul, multe, mă rog, boli pe care n-ar fi crezut vreodată să le aibă așa mai departe. Dom'le, faceți ce am făcut noi acum, o să și punem la dispoziție după ce terminăm simplu pașii pe care ar trebui să urmeze. Dom'le, ai timp într-o zi, două, trei ore, mergi acolo și două, trei ore, fă pe activistul, colaborează cu poliția, cu garda forestieră, cu... Și dacă se găsesc câțiva cetățeni și împreună, v-am zis, se pune o presiune și se formează o obișnuință a face lucrurile bine. Ideea e să pornim acest bulgăre spre bine, fiindcă bulgărele cu răutăți s-a pornit de mult și e mare cât casa. Hai să venim și din partea cealaltă cu chestii pozitive, constructive și ușor, ușor da, poate da, învățăm exact să lucrăm pentru chestia împreună. Asta, ca să spun și cetățenii. Exact pentru chestia asta sunt oameni plătiți ca să o facă. Exact. Așa e, dar hai să încurajăm, dacă vedem că nu o fac. Unde să te duci să-l tragi de mânecă da, și dacă domne, nu mergi, ce faci? Eu așa fac, domne, vă rog frumos. Dacă nu ascultă, să mă ajutați, dacă nu execute uitați. Lucrurile care trebuie să le execute. Păi mergem mai departe și facem o plângere pe cale ierarhică. Nici acolo nu-i bine, mergem. Acum sunt, avem petiții, sunt aceste mijloace electronice de a trimite petiții către mail. Pot să vină, au aleși. Și județul Alba, și Timișul, și Cara, și toate județele au, nu știu câți parlamentari sunt de aici, dar mă gândesc că sunt cel puțin 10. De la orice, din fiecare partid politic. Să meargă acolo, să bată la ușa lor, să spună, uite, mă lovesc de chestia asta, ajutați-mă, se pot face întrebări, interpelări. Putem să ridicăm problema mai departe, la miniștri, la secretari de stat. Hai să găsim soluții și să ne implicăm în primul rând. Fiindcă asta ne va ajuta și ca să ne reunim ca și comunități. Am văzut că începem să fim foarte distanți, egoiști, să avem, mă rog, abordări din acestea solitare. Haideți, domnule, să ne unim, să vedem, să punem fiecare umărul, să ajutăm și pe cei care, uite, n-au, poate nu că n-au neapărat curaj, au nevoie de un imbold. Da? Poate că există presiuni și poate faptul că vor vedea că acum am fost noi, poate peste o altă perioadă de vor fi alții sau mai revenim noi bun, încă o dată să-i mai ajutăm. Ați văzut pe ceilalți de la alte partide să facă acest lucru? De ani de zile, nu spunem acum, anul ăsta, anul trecut. Nu am văzut, dar acum să mă compar păi, cu ceilalți... Păi, iar alimentăm suspiciunii. Păi nu alimentăm, fiindcă cei de 33 de ani suntem în situația asta în care suntem, fiindcă cei de... care ne-au condus în ultimii 33 de ani nu au făcut. Dacă ar fi făcut, am fi văzut niște rezultate. Iar noi, dacă acum vom face și noi ca ei să, și să nu venim cu o nouă abordare, nu putem avea cu aceleași metode, nu poți să ai alte rezultate. De aceea este și abordarea noastră, de aceea m-am decis și eu să intru în politică. Vă spuneam înainte de emisiune că această, mă rog, sintagmă de a fi membru a unui partid politic nu mi-a fost deloc ușor de... Este deranjantă pentru foarte mulți. Așa este, dar... Ar vrea să facă ceva, dar nu știu formula. Da? Poate ne dați formula și la alții. Nu, ideea e că fără un partid politic într-o democrație nu ai nicio șansă să poți să impui politici publice. Am încercat și eu și din mediul civic. Acolo poți ajuta, dar punctual aici, acolo, cu mari eforturi, și fără ca să ai o rezolvare pe termen lung și pentru
un spectru larg de persoane acum, sau un grup de în persoane. În poziția care sunteți, face diferența? Oarecum face diferența, dar să știți că nu suntem tratați nici noi ca demnitari de către autorități cu mult mai bine decât sunt tratați cetățenii. Și asta nu o spun că, vai, Doamne, m-aș fi așteptat eu la un alt fel de, mă rog, de relație cu autoritățile. Nu. Pur și simplu mi-aș dori, dar eu mă întreb ce se întâmplă cu cetățenii simpli și mi-au spus, Doamne, eu nu mai sun. Chiar am avut un activist de mediu de la Cluj care s-a luptat săracul de o bună perioadă de timp și mi-a zis, Doamne, mi-e din ce în ce mai greu, te gândiți-vă că suntem acum cu dumneavoastră și uitați ce greu se mișcă și uitați ce probleme întâmpinăm. Gândiți-vă când sunt eu singur. Exact. Și prin păduri. Plus că ați văzut cazurile acestea nerezolvate de violență la adresa activiștilor de mediu, la adresa unor pădurari care, și silvicultori care au încercat să-și facă treaba jurnaliști. Continuăm acest subiect din pădure imediat după pauză. Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur i-am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Cea mai bună pizza din oraș o găsiți la Complete Pizza, Number One Pizza, strada Vânătorilor, numărul 21, colț cu Mesteacănului, Alba Iulia. La Complete Pizza, la fiecare pizza cumpărată, primiți gratis un suc, iar livrarea e din partea casei. Ne găsiți la numărul de telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe pagina de Facebook Complete Pizza. Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur i-am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristi, Ioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei, chiar la tine în casă. Te apuci de construit? Supermarket Industrial Viva vinde la prețuri convenabile întreaga gamă de materiale metalice și materiale de construcții pentru zidărie și finisaje exterioare și interioare. Viva! În Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Blaj. Viva! Calitate și durabilitate! Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur i-am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Ai o afacere și încă nu ești în mediul online? Printr-un simplu click, clienții pot ajunge la tine. Îți oferim servicii complete, începând de la alegerea domeniului, a găzduirii, până la finalizarea și mentenanța paginii web.
Website de prezentare, magazin online, anunțuri, vânzări sau orice altă platformă web de care ai nevoie pentru afacerea ta. Crește online împreună cu abweb.ro. Am revenit, doamnelor și domnilor, și suntem aici în această discuție bărbătească, zic eu. Deci nu ne răstim neapărat unul la altul, dar vrem să aducem lucrurile cât se poate de franc. Spuneați, domnul Titi, de păduri. Da. Că și acolo ar trebui cumva verificate și cum știți dumneavoastră că trebuie să se facă. Acum o luăm și pe aia dreaptă. Da? Că nu doar o parte ar fi vina într-un litigiu, într-o discuție. Întotdeauna sunt două părți. Nu? Așa este. Că dacă ne-am pune în cealaltă poziție, am spune, păi bine, eu sunt austriac, eu am venit aici să fac treabă, dar lemnul nu mi-l iau eu din pădure. Voi mi-l aduceți la poartă. Adică eu pot să fac orice protocol vreau, pe față, pe lângă față, și până în țara voastră voi vă rezolvați. Da? De ce vine în cărca mea toate aceste lucruri? Că până la urmă putem pune problema așa? Putem pune problema așa și dacă dați voi, eu aș duce eu chiar și într-o tripartită. Vă rog. Fiindcă mai avem și statul român. Da, dominat da. De politicieni. Exact. Care au încurajat. Păi tot partea românească este. Că n-am fost prinși până acum negru pe alb, da? În acest caz, dar în alte cazuri au fost și atunci putem face o analogie fără a generaliza, încă o dată repet, că și aceste companii au fost favorizate, iar cei care ajung să le ducă lemnul o fac din disperare și din nevoia de a pune ceva pe masă. E drept că nici ei nu pot fi absolbiți de vină. Au și ei vina lor. Și le-am spus și șoferilor care exact. Ne mai apostrofau. Eu exact. Nu am nimic cu tine, tu îți câștigi pâinea, dar exact. Unul la mână, vorbeați mai devreme de infrastructură. Nu, pentru mine grija mea și principala mea teamă și chestie pe care aș vrea să o evit este siguranța pe șosele, fiindcă un camion cu 55 de tone nu mai frânează și exact. Nu mai poate fi manevrat în anumite condiții de viteză, de, eu știu, de trafic, de și acel șofer, nu ar trebui și mâine să pună ceva pe masă? Ar trebui și mâine, dar, cum am spus, trebuie și ei să înțeleagă că nu se mai poate așa. Noi avem o vorbă de duh românească. Unde e lege, nu-i tocmeală. Încearcă să fii legal, fiindcă știți ce se întâmplă? Și acesta flux, fiindcă prețul mic pe care ei spun că îl primesc pentru masa lemnoasă, e dictat poate și de oferta destul de generoasă. Altfel nu mă închipui că ar putea să dicteze în halul în care am vorbit mai devreme că fac. Încă nu e 100% sig. De-aia am spus că vreau să aștept, dar astea sunt premizele în urma discuțiilor de astăzi. E clar că și cei care duc lemn acolo, și statul român, și aceste companii care până la urmă da, orice agent economic vrea să facă profit, dar trebuie să respect legea. Și aș vrea să văd și modul de taxare, cât impozit plătesc, taxele... Redevență este? Nu cred că este redevență. Pentru că, de câte știu eu. Dacă am spus că este aurul verde și este o resursă a țării... Poate, nu știu, încă o formă de taxare din punctul nostru de vedere nu cred că este neapărat oportună, dar un impozit corect și mai ales măsurat volumul a ceea ce îi trimit la export și rata lor de profitabilitate să vedem să fie una, să nu externalizeze profitul. Exact. Asta este cea mai mare problemă, mai ales la companiile multinaționale. E o discuție care trebuie aprofundată mai bine, trebuie să găsim mecanisme de control prin care taxele și impozitele acestor companii să fie plătite aici. Și ultima, să zic așa, picătură care a umplut paharul în ceea ce privește boicotul împotriva companiilor austriece pe de-o parte
Și nu știu cum să zic eu, trădarea națională pe care au făcut-o unii dintre politicieni este OMV Petrom, care nu plătește taxă de solidaritate în România, dar o plătește în Austria. Păi cum? Eu nu știu ca OMV Petrom, păi așa a fost făcută legea și se pare că îi îndeplinesc, mă rog, ordonanța de urgență, că ea va veni ulterior pentru a fi aprobată sau respinsă ca și lege. Fiindcă fac o scurtă paralelă ca să înțelegeți. Parlamentul este o anexă a guvernului. Nu este forul legislativ suprem al țării așa cum ar trebui. Dacă vă arăt ordinele de zi, veți vedea că peste 70% din ceea ce avem pe ordinele de zi aproape în fiecare săptămână sunt aprobări de ordonanțe de guvern sau ordonanțe de urgență ale guvernului. Prea puține proiecte legislative. Avem timp. Problema este că și aici conducerea Camerei Deputaților, nu vreau să vorbesc foarte mult de Senat, dar și acolo mecanismul e același. Este formată tot din cei care au majoritate absolută și în birou permanent. Și pun pe listă ce... Ei pun ce vor, ei scot ce vor, ei țin la sertar ce vor, păi distribuie către comisii, le opresc unde acolo. Unde se noadă treaba? Aici este la arcul puterii, acolo, la PSD, la PNL, la UDMR. Acolo este cheia. Și de aceea, poate că, nu știu, și nu puteți băga așa piciorul în roată, nu știu, cumva. Că până la urmă... Ba, dar împreună asta v-am spus. Eu țin audiențe la cabinetul parlamentar. Am trei la mine în județ. Cum am spus, mai ajut și pe cei de la Cara și în Hunedoara. Și aici la Alba Iulia vin cu, și în Alba vin cu mare drag când e nevoie, fiind, mă rog, un parlamentar de aur cam singur în aceste județe. Mai am un coleg la Arad. Și atunci dau mâna de ajutor de fiecare dată când pot și țin audiențe. Dar și le spun tuturor, domnule, mergeți și la ceilalți. Eu vă ajut cu tot dragul, dar eu am 10% în opoziție, le explic acest mecanism de funcționare a Parlamentului, da? Eu ridic problema punctuală la nivel de ministru, de instituție, de unde este, le-am spus, mergeți și la un parlamentar al puterii sau al celorlalți și puneți aceeași problemă, să vedeți, puneți, domne, presiune pe ei, nu-i vizitează, nu există această cultură a merge ei, la parlamentarul tău, la consilierul tău local, în primul rând, că exact. La fel, hai să zici, nu știu, ai o reticență, parlamentarul vine în județ numai joi, vineri, așa. Îl găsești, nu îl găsești, dar consilierul tău local, mai ales în comunitățile mai mici, ți este la îndemână, e poate chiar vecinul tău sau prietenul tău. Ar putea să facă și partea asta. Ar putea să facă partea asta și vă spun și am mai făcut... Mai pe direct, așa. Da, direct, păi noi suntem reprezentanți, nu suntem Dumnezei, nu suntem mici zei, nu suntem pur și simplu reprezentanții poporului, fie în Parlamentul României la nivel național, fie în Consiliul Local sau la nivel local sau județean, consilieri județeni. Mulți, cred că nici nu știu cine sunt consilierii județeni, ce fac, nu îi întreabă nimeni de ce au votat una, de ce au votat alta. La Consiliul Local aceeași problemă. Și atunci acești oameni de aia își permit să facă ce fac, să facă tot felul de hotărâri împotriva intereselor generale ale comunității, fiindcă nimeni nu ia la rost. Sau merge câte unul, doi, odată atunci își varsă năduful și după aceea se încheie. E, dacă ar merge 20 sau 30 sau 50, s-ar pune presiune. Noi avem exemple de colegi în câteva comune din Timiș, unde să știți că funcționează foarte bine această metodă de presiune și de control și de a încuraja, că e tot un fel de încurajare și către acești consilieri locali să-și facă treaba, sau primar, da, viceprimari. Deci înseamnă că cultura controlului alesului încă nu este... Nu este și mi-aș dori din deloc tot sufletul să Dar fie. Eu cred că foarte ușor s-ar putea elucida și oamenii să se prindă de chestia asta în momentul când se sesizează ceva și într-adevăr această sesizare e pertinentă și se și dovedește că așa, munca lui, pentru că a sesizat chestia asta, ar trebui să fie răsplătită. Și celălalt care a gafat, de acolo trebuie să se ia, că până la urmă nu? Da. Dacă eu îmi cheltuie un timp personal. Așa este, dar nu pentru tot... Cum fac? Pentru că eu cred că trebuie să fie ceva la baza asta.
cultura controlului alesului. Dar pentru ce? Să fie, recompensa ar trebui să fie faptul că ai făcut ceva pentru comunitate, că ai contribuit și tu. Că nu poți să stai numai să aștepți. Da, dar oamenii vor rezultate, efectiv. Adică dacă eu astăzi am găsit una, mâine mai găsesc una și omul respectiv, alesul, este tot acolo, tot asta face în continuare, la... el ce să facă? Își pierde energia, nu mai... Aici mecanismul de control și poate ar funcționa această cultură dacă odată și cu prezența la vot, da? Mai mare. Pentru că ăsta e singurul mecanism, ăsta e jocul democratic. Că ne place, că nu ne place, deocamdată asta avem în momentul în care alesul în care tu ți-ai pus încrederea și căruia ai acordat votul tău și i-ai dat un mandat să te reprezinte, mulți nu înțeleg, să te reprezinte, da? Și mare atenție, că și aici avem o mare problemă la nivel de... Deci Consiliul Local este Parlamentul. Ei ar trebui să legifereze. Consilierii locali sunt. Primarul ar trebui doar să fie un bun executant și un bun gospodar, să pună în practică hotărârile Consiliului Local. Din punctul meu de vedere, asta, această optică sănătoasă nu prea există. Toată lumea, primarul. Nu, domne, consilierii tăi locali, ăia-s baza acolo. Pe ei ar trebui să-i tragi la răspundere și dacă la 4 ani s-au greșit, sau poate chiar mai devreme, că avem și această instituție a referendumului, da? Cu un anumit număr de semnături, se pot retrage. Ia să vedem, se întâmplă o dată sau de două ori. Să vedeți cum se vor așeza și reașeza lucrurile și din acest punct de vedere. Ia să vedem. Dar o presiune constantă. Cât este asta la... Nu știu, eu referendumului, da. Cred că ai nevoie, dacă nu mă înșel, de cel puțin pentru a ajunge la referendum, cred că o treime din 25% sau o treime din votanți. Din numărul de votanți. Dacă pe nivel de țară e 500.000, ar veni 5%. Nu, cred că e mai mult pentru referendum să demiți un primar. Că de aia nu se întâmplă. Ați auzit? S-au întâmplat foarte puține. Doar cazurile astea extreme au ajuns undeva cu a reuși până la urmă să fie un referendum pentru demiterea unui primar ales. Eu așa îmi presez că e 25 sau 3 sau o treime din numărul de votanți și pentru a fi demis e nevoie de jumătate plus 1 din numărul de votanți. Am înțeles. Deci de aceea este destul de greu. Dar asta vă spun, dacă s-ar întâmpla această presiune a cetățenilor și până la urmă această implicare a lor. Eu văd foarte mult pe rețelele sociale și în discuțiile pe care le au, sunt revoltați și ar vrea să... Dar în realitate... Nu duc și în realitate, exact, la modul concret să... Ori nu știu, ori le teamă... Ori... De ce să le fie teamă? Păi nu știu, nu, e să trezesc singuri, nu sunt într-o... asociere într-o comunitate. Asta, unirea, trebuie să meargă mai mulți, că sunt mai mulți nemulțumiți. Că vă spun, dacă există un singur nemulțumit și restul mulțumit, înseamnă că nu avem nicio problemă. În momentul în care crește rata nemulțumiților, avem o problemă și atunci deja sunt mai mulți nemulțumiți care se pot coaliza și să meargă împreună să rezolve o problemă pe care afectează pe toți, pe fiecare aproape, mă rog, în mod egal. Domnul Trifu, cum facem aici la Alba? Păi aș reveni la soluții, fiindcă soluția, exact, e totul. De asta ați vrut să, da, bazați emisiunea. Exact. De a ne adapta la mediul înconjurător, la modul în care... Când înțelegem că mediul în care se comportă cei care ajung la putere, acest noștri, arc al puterii, cum spunea domnul deputat în Parlament și în Parlamentul Local, unde știți că am fost și eu timp de 4 ani ca și consilier independent. Și mă întrebau, după câtva timp, unii oameni, zice, domnul consilier, câte proiecte ți-au trecut? Și atunci eu se întreb, da, știi ce proiecte am depus? Câte proiecte crezi că am depus și ce proiecte am depus? Uite, prima dată, ca și soluție, am depus un proiect de hotărâre ca să fie transmise live ședințele de Consiliu Local, că în zona asta de primitivism se afla municipiul Alba Iulia în urmă cu 5-6 ani, în așa fel încât toate hotărârile astea de consiliu erau votate așa, fără ca lumea să vadă, să știe,
Proiectele de hotărâri nici acum nu sunt puse pe site-ul primăriei înainte de a fi votate. Apar doar hotărârile de Consiliu Local. Și o să mă întorc aici cu o chestiune mai inedită. Și în momentul ăla, bineînțeles că au votat împotriva. Ulterior am depus un proiect pentru un regulament de urbanism foarte bine articulat și închegat împreună cu foștii mei colegi și unii profesori ai Universității de Tehnice din Cluj, Napoca. Bineînțeles că au votat împotrivă și așa mai departe. Și atunci acum am putut să fac totuși ca și soluție, am adus oamenii în sală pentru că oamenii nu participau de frica politicienilor la ședințe de Consiliu Local. Și identificam două, trei probleme, conseam un proiect de hotărâre și veneau oamenii în sală din zona respectivă și chiar dacă, chiar și în condițiile astea nu trecea, aveam posibilitatea ca oamenii să vadă și să pună în continuare presiune și ulterior să vină chiar ei cu proiectul ăla modificat și să treacă. Deci te adaptezi și găsești soluții și de când am ajuns în Consiliul Local am încercat să propun consilierilor să voteze, de mai multe ori am avut proiectul ăsta, cu montarea unor camere de luat vederi, mai ales în zonele astea în care se creau adevărate gropi ilegale de aruncatele gunoiului. Știți, avem o problemă, ca mai în toate, întâmplător sau nu, dar aproape în toate reședințele de județ unde conduce USR, unde administrează USR-ul, poate că și din conflictul ăsta între PNL și USR, nici nu știm pe seama cărui fapt să o punem, ca o frustrare a faptului că au pierdut primăria sau a incompetenței, deși la Alba Iulia practic s-a mutat dintr-un buzunar în altul, fiindcă tot peneliștii, primarul actual e fost penelist, care fost viceprimar penelist, care își negociază în momentul de față cum să revină în PNL, adică e aceeași mărie cu altă părărie. În condițiile acestea n-au fost de acord să monteze aceste camere de luat vederi. Și cred că au trecut vreo 6-7 ani și citesc în continuare conferințe de presă, că la astea sunt foarte buni specialiști, fac niște conferințe de presă cu ce urmează să facă. Cu ce trebuia făcut de 10 ani încoace, lucrurile le puteau face și dacă ei, că acum ai posibilitatea de pe Google să descalci, promisiunile de acum sunt reîncălzite de vreo 3-4 ori până acum, în ultimii 5-6 ani. Și promit în continuare că montează camere de luat vederi în condiții în care nu au montat nimic. Mi se pare că în 2 sau 3 locuri în ultimul an noi avem 10 de astfel de probleme pe raza municipiului în care efectiv albile râului, pădurile chiar, am desconspirat, ca să zic aici, în emisiune, investigații făcute împreună cu unul din moderatori prin pădurile din jur, care devenise adevărate grob de gunoi în condițiile în care Alba Iulia în urmă cu câțiva ani avea o altă problemă, că ducea tot gunoiul la Târgu Jiu. Acum îl duce aici aproape la Galda și se pare că e mai grav pentru oraș. Orașul inundat. Dacă ați văzut, nu știu, n-ați reușit încă să vizitați Alba Iulia, că ați fost prins cu... Da, cu... doar la acest festiv am fost de 1 decembrie, dar da. Nu, și ne... asemenea momente înălțătoare. Și soluțiile astea sunt... Băi, să știți că chiar și atunci, în momentele înălțătoare, dacă ieșați un pic din zona asta a cetății, găseați ghenele pline de gunoi și gunoiul răsfirat pe toate zonele vest din jur. Este o imagine apocaliptică uneori, iar vara, primăvara, vara, mirosurile sunt de insuportat pentru unii, da? În aceste condiții am venit cu tot timpul cu soluții. Deci soluția de a monta aceste camere în cazul ăsta, chiar și la intrare și la ieșire din păduri. Există și furtul ăsta de lemne tolerat oarecum pe care îl săvârșesc persoane fizice neautorizate și care se duc duminica sau în sărbători, exact. Și taie din pădure de Paști, de Crăciun, când poate că pădurarii și ei prinși cu alte activități, îl transportă de acolo și s-au semnalat nenumărate transporturi din astea în anumite zile care distrug și drumurile, bineînțeles, că de multe ori târâie lemnul ăla după căruțe, le duc cu calul. Taie 2-3 bușteni, încarcă în căruță și îl târâie din pădure, duc tot noroiul până în drumul național, traversează și se duc încolo către cartierele limitrofe. Sau... Și atunci toate problemele astea au o soluție mereu și adaptându-ne de fiecare dată așa cum face AUR în Parlament, văd că
sunt acțiuni din astea care au fost, s-au încercat și acolo prin regulamentul ăla tâmpit, că să n-ai voie să filmezi sau mai știu eu. Deci ei se luptă, sistemul ăsta se luptă mereu. Odată cameleonic, pe principiul ăsta de a schimba forma sau denumirea, culoarea. Odată la 4 ani, coaliția, și pe de altă parte prin aceste metode de a tăia orice fel de acțiune prin regulamente stupide și îndreptate efectiv împotriva propriului popor. Eu cred că este o primă șansă reală în condițiile astea în care în următorii 2 ani de zile se coagulează și se vede tot mai clar că oameni de calitate, am rămas efectiv impresionat pozitiv că în organizația municipală Alba Iulia, cât și în organizația județeană, în ultima vreme au venit oameni din mediul intelectual, tineri, am întâlnit o familie de tineri agronomi acum care locuiesc la Oar, dar lucrează mai multe hectare de teren, care au venit alături de AUR. Au familie de ingineri din zona Munților Apuseni, foarte tineri, care împreună, soț-soție, au înțeles mesajul de la nivelul de vârf al liderilor noștri și au venit alături de partid. În ultima vreme există efectiv un aflux, un drum către AUR, să zic așa. Toate drumurile duc către AUR în momentul de față și se coagulează această forță naționalistă. Eu nu mă feresc să-i spun altfel, fiindcă ar fi o prostie ca într-o mare, care din punct de vedere economic, cum v-am spus, funcționează aceste entități economice în toată Uniunea Europeană și au în spate formațiuni politice conservatoare, naționaliste, tu ca țară să nu faci treaba asta. Ar fi o greșeală politică de mari proporții. În momentul de față suntem efectiv obligați să ne adunăm în jurul acestei formațiuni politice de contextul internațional și să urmăm oarecum un model funcțional. Eu am fost de părere ca și inginer, fiind educat într-un sistem cartezian, să urmez modelele care funcționează, ca fiind cea mai dovada cea mai simplă de inteligență pe care poți să o dai. Dacă, cum spunea domnul deputat, continui să faci niște lucruri care nu merg, nu te poți aștepta la alte rezultate. Da. Pe de altă parte, dacă eu am un model care funcționează din punct de vedere politic și dă creștere economică unei țări, cum este Polonia, automat sunt obligat să urmez acest model. Cam asta cred că facem și soluțiile încă o dată sunt căutate de cei care sunt în liderii noștri și puse în practică. Iar ceea ce se întâmplă astăzi la Alba Iulia, trebuie să recunosc faptul că majoritatea membrilor noștri din organizație sunt oameni care, așa cum spunea și președintele nostru George Simion, azi dimineață trebuie să meargă la muncă la ora 7 sau 8 sau cel târziu la 9. N-am putut să fim alături de colegii noștri, sacrificiu, nu l-aș numi chiar așa. Până la urmă e o datorie pe care o să o organizăm cum aș fi care o să o facă, dar mare lucru că ni se oferă această soluție. În urma acestei acțiuni sunt convins că vom vedea și noi că putem face lucrul ăsta, asta e una din soluții, că putem să luăm atitudine și că nereguli sunt, și o să le vedeți la sfârșit cu siguranță, deja au apărut primele rezultate, acele așa zise capturi de mașini, care într-adevăr sunt cu mult peste greutatea admisă, o să vedem la sfârșitul săptămânii și o să tragem niște concluzii, sper că să o facem încă o emisiune și în care putem să și prezentăm rezultatele. Da, vreau să pun o întrebare acum. Am văzut aici un comentariu sau, mă rog, chiar întrebare. Claudiu Târziu, Ciprian Tit, Stoica, Ion Uzneagu, Sorin Lavric sunt lideri de urmat. Pe filonul naționalismului s-au autoproclamat mulți falși. Ăștia trebuie identificați și îndepărtați din spațiu public. Despre cine e vorba? Nu știu despre cine e vorba și... Păi trebuie să știți. Păi acum sunt mulți, dar nu ne interesează. Nu ne interesează. Nu că e greu. S-au infiltrat? Nu. Încearcă, evident. E o...
un modus operandi pe care l-am văzut de 33 de ani, inclusiv la partidele istorice. Să nu uităm că Partidul Național Țărănist Creștin Democrat tot da. în urma unor infiltrări de personaje alunecoase și dubioase. Aveți de crede în interior, că până la urmă nu neapărat, este dar un proiect pilot. Așa este. Probabil că noi suntem partid politic fiindcă asta ne-o cere democrația, dar suntem mai mult o mișcare. Și în momentul ăla, eu cred că și entuziasmul și sufletul este cu multă intensitate pus în joc. Și atunci cred că ne apărăm această mișcare cu mai multă dârzenie și reușim cu brio să stăvilim pe cei care și-ar dori sub o formă sau alta să se infiltreze. Și de ce n-aș vrea să vorbesc despre adevărat și fals, și aș vrea să vorbesc despre unitate, asta și înseamnă. Suntem alianța pentru unirea românilor. Vrem să aducem pe toți cei de bună credință, pe toți cei care cred în aceleași valori în care credem și noi, împreună să-i și punem la treabă. După cum vedeți și cred că sunteți la curent, noi suntem un partid care ne autofinanțăm, suntem un partid care facem cu ajutorul membrilor noștri, care fac o muncă voluntară, cam tot ceea ce vedeți dumneavoastră în spațiu public, proteste, conferințe. Multă lume nu știe că ne-am organizat zeci de conferințe în acești 2 ani de când suntem în Parlament pe diverse teme, unde am invitat pe absolut toată lumea care avea ceva de spus despre tematica respectivă, indiferent că a fost un personaj mai controversat sau nu. Toți cei care au avut căderea să vorbească despre acel subiect au fost invitați. I-am invitat chiar, dacă mi-amintesc, când am avut conferința despre pădure, am avut și activiștii de mediu, am avut inclusiv un reprezentant al cred că patronatelor din industria lemnului, care cu nonșalanț acolo venea să și a fost devoalat ca fiind sponsorizat chiar de, mă rog, zicea altfel atunci, era ceva cu SKH, da. Am înțeles. Mi-aș permite și o foarte de scurt să de pauză răspund. Că avem un telefon. Da. Acum să, nu, prea... să vă notați, să nu uitați, da. Vă rog. Da, vă rog. Bună seara. Bună seara. Vă salut și pe dumneavoastră, vă mulțumesc pentru misiunea pe care o faceți, vreau să-i salut și pe invitații dumneavoastră, pe domnul parlamentar Ciprian Tidistoica și pe domnul Tripu, nu știu exact ce funcție are în aur. Vasile Stoiculescu mă numesc, am fost și eu un simplu membru în aur, respectiv aur Belgia și apoi aur Iași, când am revenit după 8 ani de Occident în România în 2021. Și aș vrea să punctez două lucruri pe care eu le găsesc destul de importante pentru viitorul politic al Partidului Aur. În primul rând, sunt absolut de acord cu ceea ce a spus domnul Ciprian Tidistoica despre presiunea pe care noi cetățenii trebuie să exercităm asupra aleșilor, indiferent că vorbim de aleși la nivel local, regional sau, bineînțeles, la nivel de țară, mă refer la parlamentar. Din postura unui om care a ajutat atât cât a putut, cât mi-a permis Dumnezeu să ajut, ca aur să intre în Parlament în 2020, timp, energie, bani, fel și fel de eforturi care mi-au adus niște costuri negative în viață. Exact lucru pe care domnul parlamentar Ciprian Tidistoica l-a sugerat, cu presiunea pe care trebuie să o facem asupra aleșilor, același tip de presiune, la un mod cât foarte civilizat, am făcut-o și eu, de-a lungul timpului, când am observat, după ce aur a intrat cu o echipă de oameni în Parlamentul României, că lucrurile nu decurgeau așa cum trebuiau să decurgă, conform programului și doctrinei pe care aur și-a asumat-o în fața alegătorilor pe care mă regăsesc și eu. Care este întrebarea dumneavoastră? Care este întrebarea dumneavoastră? Nu este neapărat o întrebare. Ce vreau să sugerez eu este
sfaturile pe care domnul Ciprian Stoica le-a dat trebuie în primul rând să fie aplicate în interiorul partidului. Nu putem să avem pretenția de a da lecții altora din afară, chiar acelor care nu au nicio legătură cu AUR sau mai mult urăsc AUR și genul ăsta de politică pe care AUR îl face, atunci când tu în interiorul partidului nu faci acest lucru. Ăsta este primul lucru pe care vreau să-l spun. Al doilea lucru, din punct de vedere economic, în partidul AUR, atât la nivel de aleși, cât și la nivel de membri și simpatizanți, cum se numesc ei, există un filon foarte puternic de simpatii și de nostalgii ceaușiste. Inclusiv liderul George Simion, în nenumărate interviuri în presă, chiar în presa mare, respectiv România TV sau Antena 3, care nu cred că trebuie să spun, dar fac parte din presa care s-a făcut pe plata al PSD-ului, partidul care AUR pretinde în propaganda pe care o face că dească în conflict. Domnul George Simion s-a exprimat simpatiile pentru doi lideri pe care această țară i-a avut și care au făcut foarte mult rău poporului român. Nicolae Ceaușescu și Cornelul Vadim Tudor. Atent, o altă dovadă de a numi o neclaritate politică și morală în mesajul pe care tu ca partid naționalist cum te intitulezi vrei să transmiți electoratului. Este o diferență între naționalismul polonez și strusă că nu e naționalist comunistă pe care Ceaușescu a aprobat în România pe model nord-corean al regimului comunist care există și acum în Corea de Nord. Nu înseamnă Ceaușescu nu a fost un naționalist, ci a fost un comunist și un om cu un ego cât toată planeta. La fel ca toți liderii comuniști. Nu cred că este un lucru benefic pentru un partid care se intitulează conservator de dreapta și creștin. Ca acest filon, filo-bolșevic, filo-comunist, filo-comunist. Domnul Vasile. Da. Vă rog, dacă se poate, v-aș invita într-o emisiune aici, pentru că este din timpul... De la Iași la Alba, distanță mare și... Pe Skype putem lua legătura, vă rog să vă lăsați numărul de telefon, pe Skype putem intra și putem face o emisiune întreagă. Eu îl apreciez foarte mult. Domnul Ciprian Stoica că este unul din puținii parlamentari de la AUR care pot să am un dialog civilizat și care mă ascultă. Dar știe foarte bine că lucrurile pe care le spun sunt reale, nu sunt calomnii, sunt lucruri care se întâmplă, pe care le-am trăit și eu, pe care și alții le-au văzut și le-au observat. Dacă celor de la AUR le pasă cu adevărat de viitorul acestei țări, atunci ei înșiși față de ei înșiși, în primul rând acolo, între ei, trebuie să-și limpezească aceste lucruri. Asta e ceea ce m-am avut de spus, vă mulțumesc mult. Mulțumesc mult de tot. Și eu îi mulțumesc, să știți că da, într-adevăr, sunt de acord cu domnul Stoiculescu pentru ultima afirmație, avem dialoguri foarte interesante, în special referitoare la doctrină și pe soluții economice. E al doilea indiciu deja. Da, cred că, nu știu, n-am apucat niciodată, că n-am ajuns la un nivel atât de aprofundat de a discuta și a explica domnul Stoiculescu, care aș recunosc că am avut dialoguri punctuale foarte sănătoase, chiar dacă au venit și multe critici din partea domniei sale, unele pe bună dreptate și altele nu. Tocmai aici vreau să spun, evocarea unor exemple de anumiți lideri care au făcut și lucruri bune pe lângă poate nenorociri în cazul unui dictator, da? Sau mai puțin bune din partea unuia care poate în ultimii ani a derapat puțin de la calea pe care plecase inițial, nu înseamnă a elogia pe aceștia, ci pur și simplu a da niște exemple cu care o parte din cetățenii români la care se raportează, da? Avem și știți foarte bine că sunt mulți români care încă deplâng acea perioadă, nu știu dacă pentru drepturile și libertățile fundamentale care le-au încărcate, clar că nu, ci pur și simplu pentru, mă rog, industria pe care o avem, da? Faptul că era o mândrie că ne putem face toate aceste lucruri. Asta nu înseamnă de-aia, doar că nu este timpul necesar și nici expunerea noastră în mass media nu îți oferă șansa exact. Să
explici foarte clar aceste lucruri, dar vreau să-l asigur și mai ales că și George Simion și Claudiu și domnul Lavric și toți ceilalți colegi mei țin foarte mult la, la doctrină, la conservatorism, la suveranism. Încercăm cât de tare să venim și să, și ne-ar plăcea să avem dezbateri, dar nu avem cu cine. Asta este problema, fiindcă dacă vă uitați la partidele politice actuale, partea aceasta de doctrină, de dacă e pusă în ramă pe perete. Da, nu contează. Nu există, și de aceea noi trebuie până la urmă să jucăm în acest joc, până la urmă ei fac regulile deocamdată și atunci și noi trebuie să ne adaptăm. Dacă sunt lăsați. Și nu avem timp să venim așa ca niște gentlemen, să încercăm să ne dăm jos mănușile și să... Nu, pur și simplu am intrat aici, este o cocină, cum mulți cetățeni spun, și atunci asta e, ne-am pus cismele și încercăm și noi să luptăm, să-i scoatem de aici și să curățim ce se mai poate curăți din această cloacă a politicii românești, cel puțin din ultimii ani. Parcă la un moment dat, nu știu, mai exista clasă. Da? Mai erau politicieni de valoare, intelectuali. Și azi mai sunt câțiva, dar sunt realități. Dar mai puțin. Ar avea legătură și cu ce spuneați dumneavoastră, cu identificarea acestor oameni care cumva, spunea un domn într-un comentariu, că se infiltrează. Păi, cred că e foarte identificat chiar de către cei care se uită și ne urmăresc. Încă în ultimii 30 de ani eu l-aș întreba pe oricare dintre oamenii care au de acum peste 40-50 de ani, mă, tată, ce ai făcut pentru țara noastră în ultimii ani? Adică cam fiecare poate să vină și să pună pe masă cam ce-au făcut în ultimii 30 de ani sau 10, 15, 20 de ani, dacă sunt mai tineri, înainte de a emite pretenții politice. Evident că faptele omului arată categoric și fără niciun fel de comentariu, mai mult decât orice, ceea ce e în interiorul lui cu adevărat. Sunt persoane și vor fi dintotdeauna viclene care se vor furișa ascunși în spatele unor discursuri bine ticluite. Noi, de meserie, cel puțin ce mă privește pe mine, nu sunt om de discurs. Nu cu asta mă ocup, nu mi-am construit cariera și viața bazându-mă pe oratorie. Dacă ai prea mult timp de asta, devii până la urmă o desteritate pe care o deprinzi în timp și cu siguranță că sunt unii dintre ăștia. Așa cum spunea domnul deputat, trebuie să vă aduc aminte că, dincolo de faptul că PNTS-ul a avut o soartă tocmai datorită acestor infiltrați, cum le spunea cititorul dumneavoastră, urmăritorul nostru, ultimele bastioane ale național-țărănismului din România au rămas totuși la Timișoara și la Alba Iulia, să știți. Și am ținut aici aprinsă flacăra până când am putut și sunt foarte încântat de faptul că în momentul de față există această perspectivă ca domnul Terheș să fie cât mai aproape de noi și, așa cum spunea George Simion, am citit oficial să fie candidatul, unul din candidații pentru alegerile europarlamentare de anul viitor. Adică, pe de altă parte, aș răspunde, nici eu nu-l cunosc și apreciez foarte mult efortul făcut de domnul care a sunat. Discuția asta se poate duce și se poate avea loc într-o conferință mai mare, ușa aurii deschisă, poarta asta e deschisă și cu siguranță că e un proces de coagulare care nu putea să plece. Mă întreba cineva, zice, dom'le, totuși acolo la voi în partid am văzut pe unii, n-au prea multă școală, chiar și tu nu te exprimi de multe ori, nu articulezi bine anumite lucruri, zic, dom'le, mă iertați, dar pe Petre Țuțea l-au băgat în pușcărie, pe Radu Gir la fel, toate valorile, Mircea Eliade a fost nevoit să fugă din țară, ni-au izgonit.
nu-i mai aveam ca să venim. Poate că am fi venit cu oamenii ăștia dacă mai erau. Din păcate, golul ăsta care s-a creat în societatea românească și de după Revoluție nu ne aparține, adică nu noi l-am creat. Și din acest gol, într-o lume a unor lideri care nu reprezintă poporul român, încercăm să construim cu stângăcie, cu o naturalețe care este indiscutabilă, cu oameni dintre noi, dintre români, nu vedete, ați văzut și dumneavoastră, dacă veniți între noi la o manifestare, eu am participat în ultimii doi ani jumătate la o serie de acțiuni ale AUR, n-am văzut decât un spirit patriotic, n-am văzut incidente, n-am văzut decât eventual provocări din altă parte și în cea mai mare măsură, tocmai din cauza faptului că AUR nu plătește aceste articole de presă și ceilalți o fac dintr-un buget foarte mare, minciuni a doua zi după orice fel de eveniment care pur și simplu depășeau sau se încadrau în acea cocină, așa cum o numesc toți românii, a politicii românești. Referitor la domnul Stoiculescu și cu acești cu că riscul mai, de a fi infiltrat. Mesaj, da. Foarte, foarte pe scurt, să știți că asemenea gardien este un gardian care ne ține sub o constantă observație și este un om care are așteptări mari și este foarte exigent. Exact. Doar că îi spun și acum, de-abia avem 3 ani de zile. Nu o să putem în așa scurt timp să ajungem să satisfacem aceste exigențe destul de înalte, pe de o parte pe care le are domnia sa și pe de altă parte fiind ținuți în acest joc politic mizerii, este foarte greu să poți să te ridici la un nivel așteptat poate de unii, dar știți că este un concept înțelept din vechime, poate Grecia antică, în care spune că bărbații doar după 50 de ani cam le trece prin minte să se implice în viața publică. Că până atunci ți-ai făcut casa ta, ți-ai făcut nu știu ce, pe semne că noi acum avem în viața politică mulți tineri sub această vârstă. Așa este. Și avem niște pretenții ca și cum el să fie deja trecut prin viață și cum vedeți acest lucru? Adică cât de mult pot tinerii să facă, să intre în, la înaintare, cum spuneți, sau cum se spune, și cât de mult sunt cei care deja și-au făcut treaba, și-au făcut casă, și-au luat mașina, sau mă rog, alte investiții care le face românul de rutină, și în care să-i pese într-adevăr și să zică, băi frate, stai că acum e momentul meu, am relațiile pe care mi le-am făcut până acum și acum ar trebui să e simplu, fiu pivot aici. E simplu, într-adevăr, sunt și studii pe care și eu le-am citit, poate și, ce spuneți, din vechime, undeva după vârsta de 50 de ani, bărbații și, în general, oamenii ating o maturitate. Un nivel de înțelepciune, dacă vreți să-i spunem așa, benefic pentru comunitate, pentru a se pune în slujba comunității. Este rodat un pic de așa viață, este. Nu mai vorbește gura fără el. Așa este, însă este nevoie și de entuziasmul celor tineri. E adevărat. Cred că un echilibru ar trebui găsit aici, să profităm și de înțelepciunea celor de vârsta a treia, da, pe care trebuie să-i ținem lângă noi și să învățăm din experiențele lor, să nu mai ajungem și noi să repetăm același lucru. Chiar mă uit și văd... Chiar se spune că ăla e băiatul ăla, ăla e nu știu ce și cumva ai manevrat de la spate. Că, na. Și asta nu cred că dacă ajungi să te implici și ajungi la un anumit nivel, mai ești așa de ușor de manipulat. Mai ales în cazul nostru, care e simplu, nu am avut legături cu politica, suntem complet exact. Veniți din mijlocul cetățenilor fără legături cu poate că clasa politică, cu sistemul, cu
mă rog, autorități. Cazul meu, am și trăit înainte de a deveni politician, 11 ani în Marea Britanie, am fost rupt mai de, să zic așa, de realitatea din comunitate, am mai ținut legătura cu o mână de oameni, de prieteni apropiați, rude și familie. E un avantaj și un dezavantaj această, poate, lipsă de experiență politică, da. Pe de altă parte, cred că statul nostru cel mai important, fiindcă nefiind rutinați în aceste jocuri meschine politice, dar eu am rămas, vă spun eu, din prima zi, am fost șocat de la USR, de unul dintre lideri, în care spuneam, domnule, acum 4 ani, fiind și eu în spatele, în fața televizorului, vă urmăream și clamați sus și tare că cei de la putere de atunci nu respectă regulamentele și zic că acum a ajuns și voi la putere să faceți același lucru. Și unul dintre liderii, așa zis, liderii acestei mișcări, mi-au spus, lasă că așa am fost și noi, dar peste un an o să te obișnuiești. Și chiar am ținut să-i reamintesc și cred că o să-i reamintesc și acum la începutul sesiunii viitoare, că încă nu. Au trecut 2 ani, mulțumesc Domnului, și nu m-am obișnuit, nu vreau să mă obișnuiesc, vreau să rămân în continuare cu picioarele pe pământ printre oameni. Mă rog bunului Dumnezeu să mă țină echilibrat și ancorat în realitate, fiindcă mă șochează uneori când văd atitudinea celorlalți colegi parlamentari. Nu știu ce votează. Se votează la indicația liderului de grup. Unii dintre ei habar nu au. Ei ridică mâna, se uită cum ridică mâna liderul de grup și așa votează. În comisiile de specialitate, unde ar trebui cu adevărat să aibă loc o discuție tehnică, da? Exact. Pe profilul de activitate. Nu există. Înțeleg, la plen, în studiouri de televiziune, în dezbateri, facem politică, dar într-o comisie de specialitate, când ne pregătim să aprobăm o ordonanță de urgență în domeniul respectiv, să creionăm un proiect legislativ pentru a îmbunătăți. Haideți, oameni buni, să fim puțin tehnici, să lăsăm indicațiile de la partid. De aceea cred că acest echilibru între tinerețe și înțelepciune și maturitate și faptul că nu am fost prinși în niciun fel în jocurile lor politice este un mare atu pentru noi. Și faptul că suntem mereu în contact cu cetățenii și simțim pulsul societății și al comunității, fiindcă suntem mai mereu printre oameni și nu ne sfim să ascultăm chiar și critici, da? De bun simț, cum face de foarte multe ori telespectatorul care a sunat, domnul Voiculescu, și am vorbit, să avem discuții, să avem dezbateri, să luăm ce-i bun din unele sfaturi, să le, mă rog, parăm așa cum trebuie pe cele pe care nu le considerăm de bun augur. Cred că vom reuși și îi așteptăm pe toți românii de bună credință alături de noi și să se implice în viața cetății, că altă soluție nu este. Vin vremuri grele și fără implicare nu vom putea să trecem cu bine peste perioada grea care ne așteaptă. Deci vreau, în același spirit cum ați spus dumneavoastră, să întreb încă o dată. Este greu să-ți faci treaba bărbătește din convingeri proprii, să îți iubești țara și să faci lucru real și corect într-un mediu de presiune care te îndeamnă altfel, adică oamenii din funcțiile publice, la orice nivel ar fi ei, au posibilitatea asta sau sunt așa de constrânși, există un sistem
dedesubt, cum se spune, alții îl numesc statul paralel, sau mă rog, cum îl mai numesc, un alt sistem subteran, hai să-l numim așa, care când ai ajuns acolo, dai față-față cu el și tu, de fapt, trebuie să lucrezi pe baza regulilor de acolo, nu alea care se văd sau care se știu. Că, până la urmă, este suspiciune și aici. Așa este. Problema este, cum au ajuns până acolo? În momentul în care au schelete în dulap. Deci asta și pot fi manipulați într-un fel sau altul, atunci le este greu. În sensul că nu vor face absolut nimic, fiindcă sunt păpușați sau sunt încorsetați într-o anumită conjunctură de a nu face exact ceea ce trebuie. Sau atunci când interesele celor care îi controlează să oprească orice formă de control. E bun, dar dacă te știi cu schelete în dulap și știi că nu poți face nimic, lasă pe auto. Așa este, doar că să știți că... Până îți rezolvi problemele și după aia vine apoi. Așa este, dar există beția puterii pe care unii nu o pot controla. Există un ego. Bun, dacă nu se poate din interior, din exterior, cel puțin. Din exterior, gândiți-vă că... Sunt criterii, formule? Sunt, dar haideți să ne uităm la liderii partidelor politice, hai să zicem actuale, da? Sunt ei niște oameni care ar putea imprima acest mod de lucru în interiorul partidelor? Sunt ei oameni care au avut șansa, gândiți-vă că am avut șansă după aderarea României la Uniunea Europeană cu acele fonduri europene să ne dezvoltăm. Gândiți-vă că nu s-a făcut lucrul exact. Ăsta. Am avut pe mână resurse pe care puteau să le fructifice exact. Și să ne putem dezvolta. Gândiți-vă că avem această șansă tot de la Dumnezeu și binecuvântare de a fi aici, în colțul ăsta de lume, într-o zonă strategică din punct de vedere geopolitic, prin care am fi putut cu diplomație și cu bărbăție, că tot vorbeați, să ne apărăm interesele mult mai bine. Nu, pur și simplu sunt oameni mici, meschini, care se gândesc la interesele lor. Eu îi văd, v-am spus, din primele zile, eu am rămas șocat să văd că ei vorbeau în loc să se gândească. Era avântul ăla, nu? Era o, să zicem, o guvernare în care o parte din români își puneau speranțele, nu? O Românie fără hoție și așa mai departe. Ei pe la colțuri asta urzeau cum și pe cine și unde să pună. Și exact asta s-a întâmplat și la primăria Timișoara, unde de asemenea acest partid nu știu cum și au ajuns să conducă urbea. Așa să fac aceleași lucruri. Hai să răspundeți unui tânăr. Pentru noi, pentru ca noi tineretul, pentru că noi tineretul ne-am săturat de minciuni și hoții. Nu, vreau să vă spun pe foarte scurt, așa că ați tot folosit termenul ăsta cu bărbăția. Din punctul meu de vedere, bărbătește sau bărbăția în politică înseamnă, începe cu înlăturarea misoginismului. Și să știți că în aur puteți observa că e foarte echilibrat raportul ăsta dintre numărul de femei. Dar nu m-am referit la sex acolo. Bărbăția nu înseamnă... Nu mai avem decât 2-3 minute masculinitate, ca să... Este altceva. Asta. Dar din păcate foarte multe partide au făcut din misoginism în ultimii 30 de ani o carte de vizită și le puteți observa în fotografii, în imagini și pe oamenii pe care au. În ce privește atât organizația națională, dar mai ales și la aici, în Alba Iulia, pot să vă zic că este mai mult decât echilibrat. Am avut și aici, în platou, da. Și ați văzut că sunt niște doamne deosebite în aur. Pe de altă parte, vis-a-vis de povestea cu tinerii, acest partid nociv, că nu pot să-l numesc altfel, care a păcălit România în urmă cu 2-3 ani și care a stat ca o proptă. De fapt, a fost o fentă ca o proptă pentru ca să poată perpetua în continuare sistemul ăsta. Mm-hmm. Respectiv, mă refer aici la USR. Evident că această proptă a mințit tinerii și a încercat să inducă în eroare faptul că, domnule, noi vom face un partid de tineri. Eu vreau să vă zic că și sper să fiu bineînțeles, nu e o condiție necesară și nici suficientă să fii tânăr. Este o obligație înainte de toate să ai capacitatea să înveți, să poți să accepți faptul că nu ai suficientă experiență și la
conducerea țării și a Parlamentului, atât național cât și local, trebuie, respectiv Consiliile Județene și Locale, trebuie să fie oameni care au dovedit că sunt dispuși să facă pentru România și pentru români. Sunt indiferent că sunt tineri, că sunt femei, că sunt bărbați, trebuie să conducă patrioții. În sfârșit, da, după 30 de ani trebuie să conducă patrioții, iar ei pot fi identificați de către popor foarte ușor, prin faptele făcute în ultimii ani. Așa este. Bun, mulțumim mult de tot invitațiilor, mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Ne vedem data viitoare și vrem într-adevăr să ne luăm energia necesară să ne putem implica pentru societatea în care trăim. Pentru noi, efectiv, o facem în mod direct și subscriu acest lucru. La revedere!